54. Întâlnire Ce te-a făcut să crezi că aș fi murit, strigă Heyud Floyd? Mă simt mai bine ca niciodată. Paralizat de uimire, Chris Floyd se uită la carcasa difuzorului. Simțea o mare bucurie, dar totodată și o senzație de indignare. Cineva ceva își bătuse joc de el în mod sălbatic. Dar care să fi fost motivul? La 5 milioane de kilometri distanță și apropiindu-se în fiecare secundă cu câteva sute, Heiut Floyd părea și el ușor indignat. Dar totodată părea vesel și viguros, iar glasul lui radia fericirea pe care o resimțea aflând despre Cris că e Și am și niște vești bune pentru tine. Naveta o să vă ia mai întâi pe voi, o să parașuteze niște colete cu medicamente la galaxie, apoi o să facă un salt până la voi ca să vă aducă la întâlnirea cu noi pe următoarea orbită. Univers va coborâ după alte cinci mișcări orbitale. O să fiți în stare să vă întâmpinați prietenii atunci când vor urca la bord. Pentru moment cam asta ar fi tot, trebuie doar să-ți mai spun cu câtă nerăbdare aștept să recuperăm timpul pierdut. Aștept răspunsul tău în, stai să văd, aproximativ trei minute. Pentru un moment se lăsă o liniște profundă la bordul lui Bilti. Vanderberg nu îndrăznea să se uite la colegul său. Apoi Floyd lua microfonul și rosti încet. Bunicule, ce surpriză minunată! Încă sunt sub impresia momentului, dar știu că te-am întâlnit aici, pe Europa. Știu că ți-ai luat rămas bun de la mine. Sunt perfect sigur de lucrul ăsta. Am vorbit exact ca și acum. Bună, o să avem timp destul să vorbim mai târziu despre toate astea. Dar îți aduce aminte cum ți-a vorbit Dave Bauman la bordul lui Discovery? Poate că e ceva asemănător. Noi o să stăm aici și o să așteptăm sosirea navetei. Stăm destul de confortabil, mai e câte un cutremur ocazional, dar nimic care să ne îngrijoreze. Până ne vom revedea toată afecțiunea mea nu își putea aduce aminte când folosise ultima oară acest termen în legătură cu bunicul său. După prima zi, naveta început să miroasă. După cea de-a doua, ei n-au remarcat, dar fură de acord că mâncarea parcă nu mai avea același gust. Nu prea mai aveau somn și începură să se acuze unul pe celălalt că sforăie. În cea de-a treia zi, în ciuda transmisiilor frecvente de pe univers, galaxii și pământ începu să se instaleze plictiseala și își epuizaseră rezerva de bancuri porcoase. Dar asta a fost și ultima zi. Înainte de căderea nopții, Lady Jasmine coborâ, căutându-și copilul pierdut.